Medicii noștri sunt în alertă. Primul caz de hepatită de origine necunoscută a fost depistat și în Moldova. Ministerul Sănătății anunță că s-a îmbolnăvit un copil de 5 ani, care este acum în stare gravă, dar stabilă. Micuțul este internat la Spitalul de Boli Contagioase pentru Copii din capitală. Noua hepatită a pus în alertă Organizația Mondială a Sănătății la sfârșitul lunii aprilie, când un nou tip misterios al bolii a fost depistat în mai multe țări. Primul caz de hepatită atipică, fără cauză clară și care afectează copiii, a fost confirmat joi de Ministerul Sănătății, iar detaliile la acest subiect au fost oferite ulterior de conducerea instituției. Avem un prim caz înregistrat în Republica Moldova. Ne referim la un copil care anterior a fost sănătos și a fost spitalizat la Spitalul Municipal de Boli Infecțioase pentru copii din municipiul Chișinău la data de 7 mai cu simptome de hepatită acută. În urma analizelor efectuate s-a demonstrat că este vorba despre hepatita cu origine necunoscută, care a alertat toată comunitatea internațională a medicilor. Toate investigațiile care au fost realizate au permis să fie excluse cauzele cunoscute sau cele care le cunoaștem. Respectiv, la ora de astăzi, în prezent, acest caz este clasificat sau este categorisit ca și caz de hepatită acută, severă, de etiologie necunoscută. În prezent, copilul se află într-o stare gravă, dar stabilă. Secretarul de stat Svetlana Nicolaescu a confirmat că în alte țări, în cazul acestor afecțiuni, unii pacienți au avut nevoie de transplant de ficat. Deocamdată, în cazul minorului de 5 ani, acest aspect nu este abordat. Din totalitate de peste 350 de cazuri care au fost înregistrate până la data de 10 mai, vorbim de nivel global, în jur de 40 de cazuri au necesitat și intervenții de transplant hepatic. Referitor la capacitățile existente în Republica Moldova, asemenea intervenții pentru copii, evident că totul depinde de disponibilitatea și donatorului. Simptomatic se manifestă ca o stare de hepatită acută și semnele sunt icterul, vorbim de schimbarea culorii scaunului, urinii, simptomele digestive.